o lume dispărută. Steaua protectorului. Aiaranii sărbătoresc Festivalul Soarelui. Asta se întâmplă din 7 în 7 ani și împărăteasa ne-a invitat pe mine și pe mama să vedem. Aș vrea să știu dacă tata a fost pe aici, dacă aș putea vorbi cu el despre lumea dispărută și toate lucrurile pe care nu le-am mai văzut până acum. Este ca un vis sau un coșmar. Iată cronica războinicului soarelui, Utuhum Qualitolayan. Orașul strămoșilor a fost o minune a lumii, dar oamenii erau atât de aroganți că au folosit natura ca pe o jucărie. Dar natura s-a revoltat și a dezlănțuit o putere distrugătoare nemai întâlnită. Dragonul de piatră. Totuși, în loc să renunțe la ce făceau, strămoșii au crezut că-l pot prinde pe dragonul de piatră. Ultimul erou al legendei a fost chemat de împărăteasă să-l ademenească pe dragon în labirint. Capcana ce i-au întins-o strămoșii. Steaua protectorului i-a aruncat pe cel mai mare erou al nostru și pe dragonul de piatră în luptă pentru totdeauna. Într-o zi, steaua protectorului va cădea la picioarele războinicului și îi va aduce pacea. Labirintul duce la orașul interzis. E un alt loc în care să căutăm o ieșire. Dacă intrăm, l-am putea găsi pe tata. Poate el a găsit ieșirea pe acolo. Ceremonia deschiderii porții și a aducerii de ofrande începe. Trebuie să plecați. Numai noi putem oficia ceremonia. Vă mulțumim că ne-ați lăsat să vedem. Plecați! Știm că Jack a aflat de orașul interzis și a pornit în căutarea unei ieșiri. Dar uriașul dragon de piatră și eroul pe care l-au închis acolo să lupte cu el pe vecie. Poate că tata s-a întâlnit cu ei. Billy, vei vedea că deși legendele au la bază fapte reale, pe măsură ce sunt povestite de-a lungul timpului, se schimbă luând proporții mitice. Dragonul acela probabil că a fost un dinozaur și chiar dacă povestea este adevărată, atât el cât și eroul s-au descompus de mult. Scârbos! Oh, nu! Rucsacul! Ne vedem în tabără! Să nu stai mult! S-ar putea ca ăsta să fie singurul loc de ieșire de pe platou. Deci, văd că te interesează orașul interzis. Nu, scuze, am să plec acum. Stai, ți-aș putea arăta cum să intri în orașul interzis. Pe bune? Dar de ce? Credeam că e de la sine înțeles. Prezența voastră aici perturbă spiritele și viața noastră. Voi trăda un secret și voi înfrunta mânia împărătesei pentru ca voi să părăsiți ținutul nostru. Coia nu trebuie să știe. Arată-mi cum să ajung acolo și am să-i duc și pe ceilalți în secret. Oh, isteți băiat. Deci să rămână între noi și vom obține ceea ce vrem. Tu și prietenii tăi să plecați de aici. Bate-mi palma. Urmează-mă. O nouă intrare în orașul interzis. Trebuie să organizăm o expediție în labirint. S-ar putea să avem probleme cu aiaranii. Străinii n-au voie să intre.
Regret că poate par mărșav, dar ceea ce nu știu nu le va face niciun rău. Nu sunt de acord. E lipsă de respect față de cultura lor. Și, după cum au spus, poarta nu se deschide pentru oricine. Nu ai spus că o deschid pentru ceremonie? Nu cred că am supărat pe nimeni dacă ei o deschid și noi ne strecurăm fără să știe, nu-i așa? Nici vorbă! Un plan excelent! De data asta ești în minoritate, Molly. Wow! Lăsați-l să intre! Am adus copilul aici să-i arăt calea spre lumea lui. E cam întuneric acolo. Ești sigur că pe aici se merge în orașul interzis? Ola Hamanachi, Kwanixina Tola. Wow, a fost un truc bun. Știu și eu, poate că n-ar trebui să cobor acolo singur. Aruncă o privire și vezi cu ochii tăi. Da, bine. Bine. Bine, Giggles, nu mai face atât alarmă. Scările astea sunt foarte abrupte. Nu văd foarte mult. Pare a fi o încăpere mare. Nu, împărăteasa! Nu trebuie să te vadă aici, te-ar pedepsi. Nu, stai! Nu închide ușa! Mama lui îl va căuta acum. Asigurați-vă că ea și ceilalți îl găsesc. Asta nu-mi place. Billy trebuia să apară până acum. Probabil că puștiu e deja cu profesorul în tabără. Ar trebui să mergem la poartă. Nu vrem să pierdem ocazia. Nu! Poate ei știu unde e Billy. Cred că ar trebui să mergem unde ne arată ei. Ei! Dați-mi drumul! Deschideți! Stai liniștit, Giggles. Sigur mai e o ieșire. A? Adică mai multe ieșiri. Intrușilor, veți fi trași la răspundere după legea strămoșilor. Eu nu cred că au o lege foarte dreaptă. Cum ați îndrăznit să veniți aici? V-am spus că nu puteți vedea ofrandele noastre. Iartă-ne, împărăteasă, îți respectăm cuvântul, îl căutăm pe fiul meu. Rucsacul lui Billy? Este imposibil. Doar dacă... Steaua protectorului a dispărut! Hai, nu te mai agita atât. Trebuie să existe o explicație. Billy n-ar face asta. Uite-o! A deschis poarta și apoi a aruncat steaua protectorului ca pe o jucărie. Fantastic! Doamne! Împărăteasă, băiatul a pângărit mormântul sacru. Străinii vor fi sacrificați și închiși în munți pentru a-i îmbuna pe zei. Nu! Nu-i putem osândi pe toți pentru unul. Vom afla adevărul. Mina, Billy-ți e prieten. Ne vei ajuta să-l găsim. Dar trebuie distruși. S-au amestecat prea des. Stați! Ce ați făcut?
Împărăteasa-i înăuntru. Asta nu era în plan. Termină cu băicăreala. Tocmai te-am făcut împărat. Și pe mine, bogat. Dar? Niciun dar. Uită planul de a scăpa de străini doar pentru a avea mai multă influență asupra poporului tău. Tocmai te-am scăpat de toate problemele și ghici ce te va costa? Numai tot aurul din sat. Șeful, ce facem cu profesorul? Fii rar, am uitat de el. Ce s-a întâmplat? Urcon ar trebui să-și stăpânească preoții. Chiar ei ne-au împins aici. Nu cred că putem folosi asta pentru a deschide poarta din interior. Totul s-a întâmplat numai din cauza voastră. Nu ne cunosc obiceiurile. Noi ar trebui să fim mai atenți, Ramnek. Mulțumim, împărăteasă. Eu zic că dacă toți suntem blocați aici ca mumiile într-un mormânt, să căutăm o cale de ieșire. Sigur se poate ieși pe undeva, dar nu cunosc aceste părți ale vechiului oraș. Bine, știm ce avem de făcut. Să trecem la treabă. Billy! E caldă. Billy! Aveți grijă pe unde călcați. Potecile astea ascund primejdii de o seamă cu strămoșii. Mamă! Tată! Ajutor! M-am pierdut! Mina! Mina! Unde ești? Găsiți orașul! Cine e acolo? Unde-i capătul labirintului? Giggles! Unde-i Billy? Du-mă la Billy, Giggles! Priviți, aici sunt două feluri de urme. Una e recentă. Simt mirosul ierbii noastre. Oare e al lui Jack? Oricine a fost mergea foarte repede. Vor merge pe celelalte urme. Sunt ale strămoșului meu. Dar uite-te, urmele sunt aproape invizibile. Nu mi-amintesc să-ți fi cerut părerea. O să-mi o spun oricum. Ascultați-mă! N-am de gând să văd cum doi oameni pierd vremea certându-se în loc să se străduiască să-mi caute fiul. Acum, vă rog, vreau să mă ajutați. N-aș suporta să-mi pierd și soțul și pe Billy. S-ar putea să fie tot aici și îl voi căuta. Vom merge pe aici. Bună alegere, împărăteasă. Billy! Mina! Giggles! Mama mea e cu tine? E pe aici, pe undeva. Haide, trebuie să găsim ieșirea. Și străinii au împins-o pe împărăteasă și familia ei în labirint. Am încercat să-i oprim, dar ușile s-au închis și toți au rămas blocați înăuntru. Și steaua protectorului este la ei. Atuca, ce vom face? Ce ne facem? Suntem pierduți! E posibil să nu mai iasă de acolo, totuși să nu ne pierdem speranța. Până la întoarcerea ei, eu voi fi conducătorul și protectorul vostru. Indiferent a cui este, urma e uriașă. Dragonul de piatră. Cum adică? Credeam că e o legendă. Această groapă de foc e recentă. Străstrămoșii mei mai calcă în ele. Molly, uite, aici și-a făcut Jack focul. Focul putea fi făcut de oricine. Haideți să-l căutăm pe Billy. Și pe Mina. Să mergem încolo, peste podul acela.
Fii atentă, Molly. Aici suntem foarte sus. Unii strămoși n-au scăpat cu viață. Ce-i asta? Tata a fost aici. Uite, o poză cu el și cu mama. Billy, tatăl tău, cum ai intrat acolo? E o fotografie. N-ai mai văzut? Nu, cred că nu ai mai văzut. Avem multe acasă. Par atât de real, de parcă ar putea ieși din ea. Bine ar fi. Dar dacă pot face ceva pentru el, cu toții vom face asta. Atunci ai fi un războinic, Billy. Să mergem. Un cântec vechi vorbește de râul de foc. Focul care s-a înălțat și a înghițit pe strămoși. Dacă arde și acum, porțile spre orașul interzis sunt aproape. E fantastic! Stăm cu toții pe o parte a vulcanului. Da! Asta explică fumul înecăcios și căldura. Să nu cădeți! Seamănă cu o ușă! Da! E intrarea în orașul interzis din labirint. Uite! Doamne! Ah, dragonul de piatră! Ești acuzat și vinovat de sacrilegiu împotriva Iaranilor! Drept pedeapsă pentru ofensa adusă strămoșilor, vei fi sacrificat în timpul ultimei ceremonii din Festivalul Soarelui. Luați-l de aici! Să știi că nu vei scăpa așa ușor! Fugi! Rapid! Billy! Vino aici! Legenda e adevărată! Creatura trăiește! E imposibil! Hei! Stai puțin! Legenda stelei protectorului! Dă-o încoace! Hei tu! Lasă-i în pace! Billy, ești sigur că faci bine? Știe că avem steaua. Cred că se teme de ea. Mina! Billy, ai grijă! Quali Toliach, războinicul strămoșilor. Quali Toliach, strămoșul nostru. Tată!
Qualitoliah Gaciaciu Neza. Știu ce are de gând să facă. Vino cu mine. Vino! Mama! Chestia aia va distruge toată peștera. Și pe noi, odată cu ea. Dacă aș ști cum s-o aduc înapoi pe împărăteasa noastră, dacă ar fi în viață, am avea un semn de la zei să nu se comită niciun sacrificiu, dar... Firar! Ar fi bine să plecăm, șeful. Un semn? Iată semnul! Sunt în viață! Priviți! Se întâmplă ceva! Legenda s-a împlinit. Slavă zeilor că ești în viață, soro! Doi dintre preoții mei sunt de vină. Vor fi pedepsiți. Bună sincronizare, John! Împărăteasa s-a întors! Trăiască împărăteasa! Mamă, uite, tata a fost acolo, trăiește! Sunt sigur de asta. Este undeva în orașul interzis. Într-o zi îl vom găsi! Au dublat în limba română actorii: Geo Dinescu, Mirela Corbeanu, Anca Simirean, Florin Stan, Elvira Râmbu, Petre Ghimbășan, Ion Ruscuț, Daniel Vulcu. Traducerea și adaptarea: Sanda Ilieș. Regia: Geo Dinescu și Ion Ruscuț. Dublajul a fost realizat de Zone Studio Oradea.